Schimbările climatice au numeroase efecte asupra sănătății omului. De exemplu, temperaturile crescute duc la nașteri premature, riscuri de explozie a focarelor de salmonela și devieri de comportament, iar poluarea aerului face simptomele alergiilor mai agresive, cauzează stres inimii și plămânilor și crește riscul de atac cerebral. Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un adevărat pericol pentru imunitatea organismului și atrag după sine probleme de sănătate. Trecerile bruște de la temperaturi ridicate la frig, ploaie și vreme mohorâtă dau peste cap funcționarea organismului și afectează în special copiii, persoanele anemice, bătrânii și bolnavii cronici. Oamenii le fac prin poluare, prin tot ceea ce înseamnă, nu ai o grijă față de mediu. Pentru că sunt făcut de foarte multă vreme. Eu am apucat zăpezi și de un metru. Pentru agricultură nu-i bună. Nu, nici pentru sănătate nu-i bună. E înșelătoare. Oamenii simt că-i cald, se dezbracă, se fac comos. Și ajung. Apoi răceli. Și când ajung acasă încep să... Da, nu e bine. Nu am o părere bună, ca să fiu concret. Când organismul este forțat să treacă brusc de la o temperatură ridicată la una foarte scăzută, sistemul imunitar este slăbit instantaneu, iar corpul devine vulnerabil în fața virozelor de sezon. Persoanele care se știu cu o imunitate scăzută sau care duc un stil de viață dezordonat ar trebui să acorde o importanță mai mare disciplinei alimentare. O dietă echilibrată și mesele bogate în legume și fructe proaspete pot face diferența când vine vorba de menținerea sănătății în această perioadă. Păi dacă s-a schimbat climatul peste tot. Părerea e... Credeți că ne afectează într-un mod aceste schimbări? Cred că da. Afectează, da. Pentru că afectează în primul rând agricultura. Una e când are o pătură de zăpadă și una e când e secetă și vânt. Că e mai mult vântul decât... Da. Agricultura e în pericol. Și bineînțeles, probabil că și viața oamenilor de zi cu zi e afectată. Oscilațiile de temperatură pot declanșa și agrava anumite afecțiuni, în special cele de natură respiratorie. Persoanele care se confruntă cu bronșite, alergii de sezon sau astm bronșic sunt sfătuite să limiteze ieșirile în aer liber atunci când temperaturile sunt foarte scăzute și aerul devine rece și umed.